Salutare, dragilor! Bun găsit la un nou episod Povești de Viață Locomotorii. Pentru prima dată am rugămintea la voi să rămâneți alături de mine până la finalul acestui clip, pentru că am o propunere sau o rugăminte. O rugăminte-propunere, dacă vreți. Dar vom reveni la acest subiect spre finalul clipului. De aceea v-aș ruga să rămâneți alături de mine sau dacă devin boring, plictisitoare, puteți să derulați la sfârșit ca să aflați despre ce este vorba. Îi sunt datoare Ioanei cu un răspuns. Dacă țin bine minte la clipul în care vorbeam despre cea mai mare dezamăgire a mea în viață, Ioana mi-a lăsat un comentariu în care m-a întrebat de ce sunt eu cel mai mândră de mine în viață până acum și de ce ar trebui să fie mândre persoanele cu dizabilități. Cred că ceva de genul acesta sună întrebarea Ioanei. Îmi pare rău, Ioana, că a durat atât de mult ca să-ți răspund, dar nu am uitat de întrebarea ta și mi s-a părut foarte interesantă. Însă, dacă am mai întrebat acest lucru în urmă cu ceva ani, îți spun foarte sincer că nu aș fi avut niciun răspuns. Absolut niciunul. Nici măcar unul generalist. Pentru că asta era adevărul meu atunci. Astăzi însă, cu toate că va suna probabil așa narcisistic, spun cu mâna pe suflet și cu voce tare și din toți plămânii, că sunt mândră de mine. Sunt foarte mândră de mine. De tot ce am realizat până în ziua de astăzi. Când spun realizat, nu mă înțelegeți greșit, nu mă refer la lucruri materiale sau, știu eu, profesionale. Sunt pur și simplu mândră de mine, pentru că știu cum am fost eu ca persoană, știu cât de greu mi-a fost să ajung unde sunt astăzi, din punct de vedere psihic, al luptei pe care am dat-o cu mine zi de zi și pe care recunosc că încă o mai dau, dar luptăm cu alte arme astăzi. Atunci, dacă stau bine să mă gândesc, nu aveam absolut nicio armă. Luptam cu mâinile goale. Dar da, sunt foarte mândră de mine, de tot ce am realizat până astăzi, pentru că nu a fost ușor. A fost îngrozitor de greu. Iar faptul că astăzi pot sta alături de voi și pot să povestesc despre lucrurile astea, așa cum am vorbit până acum și în alte clipuri, multe dintre subiectele de aici nu au fost foarte ușor de povestit. Despre ele, cel puțin acelea în care v-am dat exemple din viața mea personală. Și asta ar trebui să faceți și voi, să fiți mândri de voi. Faptul că toată viața am fost nevoită să mă lupt ca să confirm mai mult decât ce vedeau ceilalți, adică am fost nevoită să, știu, să demonstrez mai multe decât ar face o persoană normală. Și nu neapărat că asta ar fi un lucru rău, să te lupți, să demonstrezi cuiva că, nu știu, nu că se înșală sau că poți mai mult. Sau că, dar la noi, la persoanele cu dizabilități, era vorba și este vorba de faptul că trebuie să demonstrăm zilnic că ceea ce se vede nu este neapărat ceea ce ne reprezintă pe noi ca oameni. Noi suntem mult mai mult de atât, de ambalaj. Dar ochiul uman și percepția majorității este aceea doar de a se uita, a judeca și a pleca. De a pune etichete, dar asta se întâmplă în ziua de azi din multe puncte de vedere. De cum ești îmbrăcat, de ce mâncare ai la pachet la școală, de cu ce mașină vii, ce telefon mobil ai,
ce ceas porți la mână, ce firmă am încălțele din picioare, etc., ce orientare sexuală ai, ce, etc., etc., deci sunt multe. Dar în acei ani să te lupți cu asta, cu chiar și în școală, știu, să trebuie să demonstrezi uneori chiar și profesorilor că ceea ce văd ei nu este ceea ce poți tu de fapt. M-am mai spus că are, la final are și o satisfacție foarte mare, dar este și o muncă foarte grea. Și da, chiar și asta, că am terminat 12 clase, că am început o facultate pe care nu am terminat-o pentru că nu am vrut, nu am mai vrut, mi s-a părut, cred că v-am mai povestit, că facultatea este aceea care o faci la zi, în care poți să ridici mâna, să întrebi profesorii de ce e albă și nu neagră, și nu cu un monitor așa cum făceam eu la învățământ la distanță, și trebuie să vă recunosc că nici nu am învățat mare lucru, de ce să vă mint. Pentru că doar eu cu monitorul, așa înseamnă că pot și acum. Mă apuc să descarc și, dimpotrivă, pentru că este mult mai simplu și există rețele de socializare și YouTube și restul, mă uit toată ziua la tot felul de, știu eu, materiale și documente și documentare și învăț orice pe lumea asta. Și atunci ce ar trebui la sfârșit să-mi dau eu diplomă singură, că bă, am înțeles sau știu despre asta. Nu. Dar anii de școală, anii de liceu, faptul că a trebuit într-adevăr să demonstrez și că am demonstrat, este un lucru de care sunt mândră. Sunt mândră că trăiesc astăzi, pentru că v-am mai povestit că au fost etape în viața mea în care aș fi vrut și am și încercat să nu mai fiu pe aici. A fost și asta o lecție. Înveți, te maturizezi, îți dai seama de niște lucruri și te întărește lucrul ăsta. Adică, dar asta așa că o paranteză și pentru cei care încă continuă să creadă că eu sunt omul perfect. Nu sunt. Dar am trecut peste. Nu aș mai face asta niciodată, cred, sau hai să nu spunem niciodată, dar sigur, 99,9% nu. Și știți de ce? Am citit acum câteva zile că s-a făcut un studiu, nu știu eu cât e de real, dar mi s-a părut frumos așa cum a sunat. Și vi-l spun și vouă, poate acordați 5 minute să vă gândiți la asta și psihic vă va ajuta pe unii dintre voi, pentru că sună interesant. Am citit că se spune că noi ne alegem destinul dinainte de a ne naște, că noi deja știm. Înainte de a veni pe pământ, spre exemplu, eu am știut că voi fi persoana cu dizabilități. Acum, orice om sănătos ar zice, cine ar alege să trăiască așa? Și ca mine, ok, ca mine, pentru că eu sunt ok în stadiul în care sunt. Ce facem cu cei paralizați? Ce facem cu cei cu autism, cu sindrom Down, cu etică? Sunt atâtea grade de dizabilitate, nu neapărat locomotorie. Cine ar fi vrut să leagă așa ceva? Ei, uite, se pare că noi, eu, voi și toți ceilalți care suntem în acest stadiu. Și gândiți-vă o clipă la asta. Înseamnă că am avut curajul noi să venim să trăim această viață în acest mod. Înseamnă că toți ceilalți au refuzat, probabil, destinul nostru sau așa. Și înțelegeți ce vreau să zic? Adică eu, și doar de aici, lucrul acesta ne face un start foarte curajoase ca persoane și foarte puternice. Și ar trebui să fim mândri de asta. Dacă e într-adevăr. Hai să zicem pentru o secundă că e așa. Suntem niște puternici cu toții atunci. Dacă am acceptat acest lucru. E ca o misiune, nu? Am venit, ne facem treaba și probabil la sfârșit, nu probabil, sigur, vom primi și premiul cel mare. Dar mi-a plăcut tare mult cum a sunat și chiar m-a pus pe gânduri. Pentru o clipă m-am gândit și zic, băi, să știi că dacă ar fi așa, sunt mândră atunci că
toate persoanele, doar noi câteva de pe acest pământ, câte milioane suntem, sute de mii, am acceptat acest destin. Aia nu înseamnă că ceilalți au fost neapărat lași, dar poate doar puțin așa, ca un pic de umor. Apropo de umor, nu știu cum funcționează la voi, dar pe mine simțul umorului m-a salvat din foarte multe momente și situații urâte. Am știut mereu să râd de... chiar și în momentele în care alții poate ar fi plâns. Dar mereu am făcut asta și pentru cei din jur, pentru a nu îi face pe ei să se simtă prost. Fără să... poate chiar fără intenție, nu neapărat. Vă dau un exemplu. La orele de sport din liceu, evident că eu nu făceam sport, eram scutită, dar vara sau când nu era foarte frig afară, ieșeam cu colegii și eu la ora lor de sport. Și jucau fotbal băieții, nu? Pe teren. Și eu stăteam la marginea terenului, pe iarbă sau pe banc, și strigam la ei, ăla-i șut, ce-ai dat? Vine o să-ți arăt cum se șutează. Sau ăla-i gol, sau ăla-i penalti, vine o să-ți arăt cum se face și cum se înscrie. Și colegii mei erau pe jos. Băi, zice, tu nu ești normală, deci râdeau maxim. Cum poți să scoți așa ceva din tine? De ce nu? Sau mă duceam mai în copilărie și îmi chemam fetele să vină afară, pentru că, ce să vedeți, pe vremea mea nu exista WhatsApp, telefon și sunat și scris hai jos, mergeai și strigai omul la geam și spuneai hai afară. Și mergeam să o strig pe o prietenă și ziceam, când apărea la geam, hai jos să mergem cu rolele sau hai să ne dăm cu bicicleta sau lucruri pe care eu nu le-am făcut niciodată, dar le ziceam de până și eu credeam. Și iar râdea de la fereastră, nu e sănătoasă, să ai că cobor acum. Și mai încoace la fel, dacă nu aș zice o glumă, două, trei pe zi, nu aș fi om. Și chiar și atunci când am zile foarte grele și foarte complicate, încerc și acolo să găsesc ceva amuzant. Ce-ar fi viața dacă nu am râde, nu? Deși știu o vorbă de la un interviu de al Tatianei Stelpa care spunea ce-ar fi viața fără o bârfă. Așa și asta, ce-ar fi viața fără un râs în fiecare zi. Dar un râs din acela cu poftă, nu zâmbet. Râs așa, să te doară stomacul, să-ți curgă lacrimile. Că apoi luăm viața de la capăt. Adică nu se schimbă nimic, dar se schimbă în noi, în interiorul nostru. Și atunci, inclusiv asta m-a ajutat de-a lungul vieții. Și sunt mândră de acest canal, care, apropo, săptămâna viitoare, vinerea viitoare, împlinește 3 ani de zile de când a luat naștere acest canal de YouTube, Povești de Viață Locomotorii. Deci, sunt mândră de foarte multe lucruri și ar trebui să fiți mândri și voi. În fiecare zi, pentru că, fără modestie, la noi, fiecare zi este o luptă. Asta poate să vină să zică oricine, ok, fiecare viață a oricui este o luptă. Te lupți să mai trăiești o zi. Te lupți pentru a-ți îndeplini anumite visuri, anumite țeluri. Ai un scop în viață și atunci faci din asta o luptă. E adevărat, nu zic nu. Și la persoanele sănătoase este, dar la noi însă, lupta asta din fiecare zi se transformă uneori sau de cele mai multe ori în adevărată războaie și nu folosesc cuvinte mari. Și trebuie să fiți mândri de voi, de tot ce ați realizat până acum și dacă nu ați realizat nimic, pentru faptul că sunteți astăzi și pentru faptul că mai trăiți o zi și mai luptați o zi cu dureri pe care eu le înțeleg, multe dintre ele. Cu societatea, cu faptul că ne-am dorit să facem atât de multe lucruri și nu putem să facem nimic din ele. Și cu toate acestea continuăm să trăim, să mergem înainte, să ne zbatem, să ne luptăm. Și cu noi ducem o luptă și în interiorul nostru, dar și cu cei din jur, cu societatea, cu legile, cu știm foarte bine, cu felul în care sunt tratate persoane cu dizabilități, în România cel puțin.
Pentru toate acestea trebuie să fiți mândri de voi și să continuați. Să mergeți înainte și să sperați. Acum nu vreau să fiu ipocrită, să spun, nu știu, sunt cazuri de boală și de disabilitate, ca și la mine de altfel, care nu mai are nicio șansă de reparație. Dar sper. La ce sper? Să mă mai bucur de un concediu, să mai văd Marea odată, să mai mă duc la un concert de muzică folk, să mai citesc cărți bune care să-mi rămână în suflet și în minte ani de zile de acum înainte. Să mă bucur de omul drag sufletului meu, să mă bucur de Crăciun, să mă bucur de vară, de soare, de lumină, de flori, de aer, de iarbă, de... Înțelegeți ideea. Asta trebuie să faceți și voi. Toți. Să fiți mândri de voi. Și nu este narcisism. Și nu știu dacă este un orgoliu foarte mare. Și uneori, da, avem voie să strigăm în gura mare și din toți rărunchii că da, sunt mândru de mine astăzi. Mândru, mândră, depinde de caz. Faceți asta. Și chiar o merităm. De ce să nu fiu sinceră? Merităm să facem asta. Vă spuneam la început că am o rugăminte pentru voi, rugăminte, propunere. Și asta se leagă de faptul că vinerea viitoare se împlinesc 3 ani de povești de viața locomotorii. Mi-a venit o idee și anume, datorită faptului că voi mă tot vedeți, hashtag, auziți, uneori depinde cum mă simt, voi mă tot vedeți pe mine, cum ar fi să vă văd și eu pe voi. Și atunci m-am gândit la ideea, cei care doresc și vor, îmi pot trimite pe adresa de e-mail povestiviațelocomotoriarangimen.com un filmuleț de câteva secunde, un short, ca să-i zicem, de câteva secunde, un minut, depinde ce aveți de spus, în care să-mi spuneți voi ce a însemnat pentru voi acești 3 ani de povești de viața locomotorii. De ce vă uitați la mine, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și ar fi frumos așa să facem un colaj care să-l postăm vinerea viitoare, în care să și eu, odată cu voi, să le vedem împreună și să ne bucurăm împreună, să fie ceva așa mai special în acest an. Pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândesc că sunt... Știu sigur că sunt persoane care sunt timide și nu vor să se filmeze sau... Atunci mă gândesc la... Am primit un e-mail în care să-mi scrieți ce a însemnat pentru voi povești de viața locomotorii și să postez mail-ul vostru direct în video, să-l citească fiecare în felul lui, pentru că dacă o să-mi scrieți ceva foarte emoționant, va fi foarte, foarte greu de citit. Se mi se aparte așa o idee interesantă, deci ar fi să vă văd și eu pe voi. Sau să vă revăd pe unii dintre voi, pentru că sunt sigură că pe acest canal sunt și persoane care mă cunosc personal, toți colegi de clasă, prieteni. Și atunci, chiar și de la voi, aștept ceva scris sau, repet, filmat, puteți vorbi un minut, 10 minute, în funcție de... ce a însemnat pentru voi și ce înseamnă în continuare canalul de YouTube Povești de Viața Locomotorii, care vinerea viitoare împlinește 3 ani de zile. Creștem mari, încet. Cam asta a fost subiectul, Ioana. Te sfătuiesc și pe tine să fii mândră de tot ce ai realizat și știu că ai realizat multe. Eu te urmăresc așa pe Facebook, chiar dacă din umbră nu sunt de genul care să... interacționez foarte mult cu voi, dar cei care sunteți în lista mea sau cu care am interacționat cât de cât prin intermediul canalului, automat vă urmăresc și online și sunt mână de ce faceți. Ioana, Alex, Erica, știu de voi. Și ca să termin în contextul clipului de astăzi, eu sunt mândră de voi. Fiți și voi mândri, pentru că dacă sunteți sinceri cu voi, aveți și de ce. Cam atât.
Ne vedem vinerea viitoare cu un episod aniversar. Să aveți grijă de voi. Iar celor care sărbătoresc Paștele în acest weekend, vă doresc liniște, pace și lumină. Pe curând!